Bună dimineața, sunt Alina Nenu și urmăriți știrile orei 7 la Antena 3 Vâlcea. Alegerile parlamentare s-au încheiat, iar acum încep predicțiile despre cum vor arăta Parlamentul și Guvernul în următorii 4 ani. Reprezentanții PSD și USR Plus Vâlcea fac presupuneri în acest sens. Imediat după închiderea urnelor și apariția exit poll-ului, au început predicțiile pentru următorii 4 ani. Câte mandate de senatori și deputați vor obține marile partide? Până la afișarea rezultatelor oficiale se pot face doar presupuneri. Am urmărit cu toții exit poll-urile, am văzut că în majoritatea, dacă nu toate, au dat pe primul loc Partidul Social Democrat, însă eu am îndemnat întotdeauna și îndemnăm la moderație să așteptăm să se numere absolut toate buletinele de vot, după aceea se va stabili un clasament final. Noi sperăm că PSD-ul va fi câștigător și va confirma acest exit poll. Cel mai sigur, dar nu putem spune, ar părea că, să spunem așa, un procent corect în momentul de față pentru județul Vâlcea pe Alianța USR Plus a rezultat undeva la 11-12%. Asta ar rezulta că am putea să avem primul loc pentru Camera Deputaților, prima persoană admisă pentru Camera Deputaților, și va trebui să vedem dacă după redistribuirea voturilor vom reuși să avem și un senator. Dar în momentul de față pare că vom avea un loc de deputat. Ceea ce știu eu să fac și colegii mei, și salut și le mulțumesc colegilor din PSD Vâlcea, este să ne facem datoria și să muncim și vom vedea câte mandate vom lua. Eu cred că PSD va obține un rezultat bun, chiar foarte bun, însă acest lucru va fi arătat de numărătoarea finală. Cine va forma viitoarea majoritate? Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor românilor. Suntem la începutul acestei activități. Dacă ar fi să luăm litera și spiritul Constituției, și PSD-ul va fi declarat câștigător, este evident că PSD-ul ar trebui să fie invitat să formeze acest guvern, pentru că așa spune litera Constituției. Însă mai departe ține de o activitate care are legătură și cu președintele României și cu consultări cu partidele politice. Va mai dura până când se va stabili o majoritate. Cel mai probabil, dacă cumva PNL-ul nu schimbă nimic, va fi o majoritate între PNL și Alianța USR Plus și va trebui să vedem în urma negocierilor celelalte partide care sunt aproape de pragul de 5%. Cu celelalte partide presupun că va mai apărea probabil încă un partid în coaliție, dar cel mai mult va fi Alianța PNL-USR Plus. Așteptăm rezultatele oficiale pentru a vedea dacă se confirmă predicțiile pentru viitorul țării. La alegerile parlamentare de duminică, vâlcenii au mers în număr mic la vot. Aceștia s-au mobilizat în proporție de doar 33,88%. Peste 200.000 dintre ei au rămas însă acasă. Prezența la vot la alegerile parlamentare de anul acesta a fost chiar mai slabă decât cea din 2016. Dacă la ultimele alegeri județul Vâlcea a reușit să aibă o prezență de 40,99%, anul acesta procentul a scăzut dramatic, ieșind la vot doar 33,88% dintre vâlcenii cu drept de vot. Pe listele permanente au fost înscrise 324.941 persoane, însă doar 110.082 de vâlceni au și votat. Președintele PSD Vâlcea este supărat pe această situație și va căuta motivul pentru care oamenii nu s-au mobilizat la vot. Un mare semnal de alarmă pentru toată clasa politică este absenteismul, lipsa celor care trebuiau să vină la vot. Prezența la vot este una extrem, extrem de scăzută și cred că politicienilor de acum înainte trebuie să le dea de gândit acest lucru. Eu voi analiza cu foarte mare atenție pe fiecare localitate, alături de colegii mei, cum a fost prezența la vot, rezultatul votului, dar, repet, pentru 2021 și anii care vor urma, politicienii vor trebui să tragă învățăminte după această experiență și după acest număr extrem, extrem de mic de alegători care s-au prezentat la vot. Comparând situația din Vâlcea cu prezența la nivel național, putem spune că județul nostru stă totuși mai bine.
În România s-au prezentat doar 31,48% dintre cetățenii cu drept de vot. Este o prezență la vot în condițiile date ale acestei pandemii care a grevat asupra procesului electoral și a faptului că o parte a populației s-a temut să vină la vot din motive unele personale, altele medicale, dar este o realitate a momentului. Acesta este numărul celor care s-au prezentat și ca atare trebuie să ne raportăm la el. Constatăm că și de data aceasta cetățenii au ales să ia în brațe expresia nu mă duc la vot pentru că nu am cu cine să votez. E categorică prezența, să spunem așa, e un pic dezamăgitoare, dar este alegerea românilor, va trebui să o respectăm. Pentru viitor va trebui să înțelegem mult mai bine nevoile oamenilor și va trebui să expunem mult mai bine propunerile pe care le facem noi ca și oameni politici. Acum nu se mai poate face nimic până la următoarele alegeri și rămâne de văzut dacă politicienii vor reuși atunci să convingă mai mulți oameni să meargă la vot. Procesul electoral de duminică nu a fost lipsit de încălcări ale legii. Un bărbat de 56 de ani din cartierul Ostroveni a refuzat să poarte mască de protecție în momentul în care a mers să voteze. În comuna Voicești, un afiș electoral a fost găsit în apropierea unei secții de votare, iar în Râmnic, urna mobilă a fost transportată fără însoțire. În cursul zilei de duminică, 6 decembrie, au fost sesizate o serie de incidente în ceea ce privește buna desfășurare a procesului electoral. Un bărbat în vârstă de 56 de ani din cartierul Ostroveni a fost oprit la intrarea în secția de votare, fiindcă nu purta mască. Polițistul care asigura paza i-a oferit o mască, moment în care bărbatul a devenit recalcitrant. Bărbatul a fost condus în cele din urmă la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, acesta fiind sancționat contravențional cu suma de 3.500 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Un alt incident s-a produs în comuna Voicești, unde o echipă operativă a poliției care efectua cercetări a primit o sesizare potrivit căreia, vis-a-vis de sediul unei secții de votare, exista un afiș prin care se putea interpreta continuarea campaniei electorale după încheierea acesteia. Până la ajungerea forțelor de ordine, acesta a fost îndepărtat, însă cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt. Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea efectuează cercetări într-o cauză penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot. Urna mobilă a fost transportată fără însoțire. Polițiștii au fost sesizați de un echipaj de jandarmi cu privire la faptul că urna a fost transportată fără însoțire. În momentul în care jandarmii au ajuns la secția de votare pentru însoțirea urnei, au constatat că votul fusese deja exprimat, iar comisia se întorsese cu urna la secția de votare. După încheierea votului, efectivele MAI au asigurat protecția transportului către birourile electorale județene a buletinelor de vot și a celorlalte materiale rezultate în urma votării. Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o căruță a declanșat un scandal de proporții sâmbătă seară în apropierea orașului Bălcești. În urma impactului, mai multe persoane au recurs la acte de violență. Pentru aplanarea conflictului, polițiștii au fost nevoiți să recurgă la folosirea armelor de foc. Sâmbătă 5 decembrie, un echipaj de jandarmerie și unul de poliție au intervenit la locul unui accident unde s-a iscat un adevărat scandal. Echipajul de jandarmerie a observat că pe drumul dintre orașul Bălcești și satul Benești a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autoturism și o căruță. La locul producerii accidentului rutier și-au făcut apariția mai multe persoane, iscându-se un conflict spontan între acestea și șoferul autoturismului, două dintre persoane având asupra lor obiecte contundente. După mai multe încercări din partea poliției și jandarmeriei de a aplana conflictul, oamenii legii au fost nevoiți să efectueze 4 focuri de avertisment în plan vertical, moment în care mulțimea a plecat, iar 2 bărbați ce se manifestau violent au fost imobilizați, încătușați și conduși la sediul poliției. Persoanele implicate în evenimentul rutier și în conflict nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma probatoriului administrat,
organele de cercetare penală din cadrul Poliției Orașului Bălcești au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați de 23, respectiv 33 de ani, ambii din satul Tătelișu, aceștia fiind cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburare a liniștii și ordinii publice. Cei doi bărbați au fost introduși în centrul de reținere și arest preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Antena 3 Vâlcea, urmează matinalul Fii Antei. Vă mulțumesc, la revedere!